La dezbaterea organizată la Colegiul Național Radu Greceanu au participat și reprezentanții unor instituții publice. Aceștia au venit să o susțină pe Andreea Maria Dicu, eleva înscrisă în cursa pentru obținerea titlului de europarlamentar de Slatina în cadrul Olimpiadei Liceelor. Ei vor crea acea punte de legătură între Uniunea Europeană și România și dacă noi, ca cetățeni, suntem conștienți de aceste oportunități și știm să le folosim, vom avea practic urmile prin care putem să implementăm ceea ce ne dorim. Mă bucur că sunteți copii, sunteți tineri, frumoși și reprezentați cu alte cuvinte speranța și viitorul țării noastre. În cadrul dezbaterii, Andreea a dorit să afle de la colegi și profesori invitați opiniile lor despre viitor. Mă gândesc că ar trebui să discutăm despre cum priviți voi în Uniunea Europeană și aș vrea să vă adresez o simplă întrebare. Cum credeți voi că va arăta România peste 10 ani? Cel puțin dacă vorbim despre sistemul educațional. Cred că până la urmă scara de valori va fi cea adevărată. Unii dintre voi, adolescenți, astăzi sunteți, poate este mult spus, bulversați de faptul că nu știți ce să alegeți, pentru că se promovează anumite valori care de fapt au o urmanță negativă. Eu consider că voi puteți să schimbați această mentalitate a celor care se complac, a celor care sunt superficiali. Andreea Maria Dicu consideră că tinerii pot aduce schimbarea societății românești și că împreună pot construi un viitor mai bun.